Hudinașilor, astăzi o să vă arăt cum am ajuns în Silver 2 și ce țeacă mi-am luat. Pe lângă asta o să mergem pe shop și o să deschid de aici o grămadă de chestii pentru că am ouă. Ia uite aici, 6 ouă, am și niște star drop-uri și o să vedem ce mai găsim pe aici. Dar haideți să vedem ce s-a întâmplat până să ajung în Silver 2. O să vedeți chiar acum că deschid un ou. Am picat un ou super rar și credeam că o să-mi dea ceva bun, dar am primit niște puncte. După aceea am intrat la ranked ca să avansez pentru că eram în bronz și am zis, frate, trebuie să scap cumva din bronz. Desigur, aici începe nebunia. Mamă, băi, sincer, chiar m-am distrat pe ranked și m-am jucat o grămadă de meciuri. Am picat și cu niște echipe dubioase, frate. Adică noi eram toți bronz și ceilalți erau, de exemplu, diamond sau gold. Și cred că am picat odată și era și un mitic, da, dacă mi-amintesc bine. Însă nu am salvat și meciurile alea pentru că au fost destul de dubioase. Și fiți atenți aici, cum joacă Hudinașul Dynamite, am dat acolo ultimata, însă nu l-am mai prins pe Deril. M-am chinuit să-l prind acolo, dar mi-a luat cineva kill-ul, nu contează. Oricum, jucăm aici destul de bine. Ia, 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 bom, acolo bombele, Crow face ceva kill-uri și momentan este 7 la 9 pentru ei. Deci ei ne conduc. Dar o să vedem că nu o să rămână treaba așa, pentru că Hudinașul șmecherașul bagă aici niște lovitori tot pe lângă Deril. Ok, și bag acum ultimat acolo, ia, l-am prins, da bă, l-am prins în sfârșit pe Deril. Dar, băi frate, deci ei ne conduceau destul de mult, da? Ia uite, 15 la 9 pentru ei. Și acum m-am cam enervat aici și am zis, băi, e timpul să mă duc pe ei, pentru că dacă nu mă duc pe ei, vor câștiga. Și fiți atenți aici, bom, am dat ultimata și am câștigat. Și ia uitați-vă cine este star player, Hudinașul, bine! Și am intrat acum în bronze 3. Acum, dacă nu mă înșel, am primit și reward-ul. Stai așa să văd, da, steluța și am deschis steluța asta de la ranked, dar n-am primit nimic ca lumea, bro, niște puncte și cam atât. După aceea am mai deschis încă un star drop și bum, acum vine ou, super rar, am mai primit puncte iară, încă o steluță, opa, rară și asta și am intrat din nou la match. Hai să-i dăm nebunie aici să vedem pe Hot Zone. Nu mai știu cu cine am jucat, ia să vedem. Cu cine am jucat? Opa, cu Dynamite. Toate chestiile astea sunt filmate direct de pe telefon, da? Și hai să vedem ce s-a întâmplat în meciul ăsta, pentru că nu mai îmi amintesc. Chiar sunt curios. Am jucat iară Dynamite. Băi, îmi place. Îmi place Dynamite, îmi place și ăsta, cum îi spune... Cum îl cheamă bro ăla de aruncă cu sticlele? Scrieți-mi voi acolo în comentarii că nu m-am mai jucat așa mult Brawl Stars și nu-mi vine acum numele. Așa, deci eu am luat-o prin stânga și m-am dus direct la zona asta care este mai apropiată de noi. L-am spart pe Bo aici, i-am dat bucata, după care am început să avansez la zona cealaltă. Am zis așa, băi frate, trebuie să nu-i las să ia prea mult din zona apropiată lor. Și am pus aici ultimata, l-am spart pe Bo, aveam viață foarte, foarte puțină, însă am rezistat. Am rezistat destul de ok. M-am dus acum, am mai dat niște bucăți acolo. Nu știu ce s-a întâmplat cu Sergio, l-a adormit acolo. Și aici mi-am dat seama că nu pot să sparg zidul ăla cu ultimata. Și am zis, mamă frate, eu credeam că pot să-l sparg, însă nu merge. Și în momentul de față noi conducem 60% la 40% gen. Aici l-am spart iară pe Bo. Mă rog, nu am luat eu kilo, dar am jucat-o destul de bine. Adică am rămas super, super mult în viață.
ceea ce este foarte, foarte nice. Hai să vedem acum, 80 la 40%. Și zona de jos noi deja am luat-o pe toată. Mai trebuia să luăm doar zona de sus. Și acum mergem iar în zona de sus. Oricum ei n-au luat aproape deloc din zona de jos. Acolo m-a spart ultimata lui Bo. M-a spart bine rău, pentru că știți și voi, se face invizibilă și după aceea, dacă ai călcat pe ea, te-ai cam dus. Și ia uite, 100% și ei au făcut doar 56% și am ieșit din nou star player, 8 kill-uri și am murit de 2 ori. Și am ajuns silver 1, mi-a dat gen și iconița de silver, așa, după care mi-a dat steluța asta epică, star drop-ul epic. Ce vreau să vă arăt eu acum... M-am mai jucat după aceea, am încercat să filmez desigur, dar mi-a dat eroare filmarea exact când să se salveze, pentru că nu mai aveam spațiu. Și mi-am luat mare țeacă și nu am putut să filmez star drop-ul ăsta de la ranked pe care l-am luat la Silver 2. Haideți să vă arăt ce mi-a picat, pentru că chiar mi-a picat ceva destul de interesant. Am picat un skin, uite l-am pe lui, nici măcar nu știam dacă l-am sau nu. Și am picat skinul ăsta, bro. Nu știu cât costă skinul ăsta, dar arată demențial. Deci nu știu cât costă skinul ăsta, să-mi scrieți voi acolo în comentarii. Să dau niște meciuri cu skinul ăsta, să văd cum arată, și mi-a mai dat un pin pe skinul ăsta. Dar nu știu ce pin exact, sincer. Habar nu am, nici nu știu dacă pot să mă uit de aici, asta e să vedem. Poate dacă dau aici. A, uite, ăsta mi l-a dat. Ăsta mi l-a dat, ăsta e pin legendar. Wow, șmecher. Hai să dau un match să vedem cum este. O să mă joc, ia să vedem, nu o să mă joc la ranked cu el, pentru că, sincer, nici nu mai știu ce face brawlerul ăsta. O să mă joc la showdown. Mă joc un solo să văd care-i treaba. Poate are și efecte de leași mechere rău rău de tot. Chiar sunt curios. De-abia aștept să dau match-ul cu skin-ul ăsta. Ia uite-te aici, numai diamond, bro. Numai diamond, mamă. Dar nu contează, eu sunt profesionist. Hai că sunt, că n-am mai jucat cu brawlerul ăsta de nu mai știu când. În fine, să iau și eu 2 power. Uite-l mă pe ăsta, mă. Sunt doi aici, frate. Doamne, și m-a furat. Bă, ce turbat, m-a furat. Nu pot să cred. Dacă l-aș prinde pe la acolo, să-i dau bucata. Mamă, ce bine ar fi. S-a dus în sus? Cred că da, nu? Dar am doar un power. Ce naiba să fac un power? Asta e întrebarea mea. Da, n-am nicio șansă să câștig meciul. Însă măcar o să primesc și eu niște trofee la final, dacă scot un loc mai bun. Ce e asta, bro? Nici măcar nu știu ce-i fantoma aia. Bă, am câștigat? Am câștigat și n-am făcut nimic, bro. Doamne, cât noroc pe mine. Și chiar arată bine rău rău de tot și... Skin-ul ăsta îi dau un like. Am dat un like pentru că am câștigat meciul fără să fac nimic. Hai să deschidem toate chestiile pe care le găsim pe aici. Deci am 100 de credite. Boom, le bag acolo pe Lola. Gata, am luat creditele astea. Mă costă gemuri, nu? Da, astea nu pot să le iau decât dacă plătesc gemuri. Am înțeles care e treaba. Hai să mergem mai departe să vedem. De aici pot să mai iau ceva? Nu. Nici de aici. Bun, hai să deschidem star drop-urile astea. Deci am 10 star drop-uri. O, legendară direct, pe bune. Ce mi-a picat, frate. Ia uite, bă, Krampus Ash, skin de cadou. Băi, cred că e șmecher rău de tot. Nici măcar nu aveam skin pe Ash. O epică. Și mi-a dat iară ceva. Bă, mi-a dat un nou skin Retro Nani. Mamă, câte chestii am picat, frate.
Ok, nu mai știu dacă am skin pe Nani. Hai să-i dau să-l echipez. Super rară. Ia. Bun, mi-a dat ceva pe crow. Am dat din greșeală cu degetul, dar mi-a dat un emote. Rară. Boom. Blinguri. Super rară. Epică. Și bănuți. Mulți bănuți. Epică iară. Dăm ceva bun. Puncte. Haide, dăm ceva bun. XP double, ok. Super rară. Coinuri. Haide, asta e rară. Mai XP. Haide, dăm, mai dăm un brawler ceva sau nu știu, un skin șmecher. Astea au fost toate? Da. Ok, am deblocat și ăsta. Am apăsat din greșeală, cred. Da, hai să vedem acum. Încă un star drop din ăsta, jmecheros. Rară, super rară, epică, mitică și... Boom, încă un skin! Golden Barley. Da, mă, tare. A, Barley se numea ăsta cu sticlele, așa, că nu mai știam. Și hai să deschid și ouăle, 6 ouă nebune. Haide, 2, super rară! Puncte, cam atâta. Asta e, țeacă mare. Haide, cu ou, super rară. Epică. Ăla-i și... Mi-a dat tot așa un din ăsta, cum zice, un pin. Mamă, șmecher. Dar dă-mi o legendară și la ou ăsta. Bă, ce mi-a picat? Ce-i asta? Ce-i asta, frate? Mi-a dat o mutație. Ok. A? Am înțeles. Pentru un mod special, nu? Încă o mutație. Boom. Mi-a dat pe Hank. Nice. Ok. Vreau ceva ce-mi rămâne pentru totdeauna. Super rară. Ia. Bă, dar numai mutații îmi dă. Interesant. Nu știu câte ouă mai am. Super rară. Epică, hai cu mitica. Încă o mutație. Bun, nice. Dar astea mai sunt valabile doar 3 zile, nu ne prea interesează chiar așa. Mai am un skin gratis pe care pot să-l iau. Stai așa să vedem. Ce tare arată pe Shelly. Mamă, Squad Buster. Shelly, îmi place. Și uite, mi-au mai dat și niște pinuri. Ok, și ce mai am gratis? Ia să vedem. Mai am niște XP. Așa. Și pe lângă asta cam atâta, nu? Da, cam atâta. Am cam luat toate chestiile gratis. Mai am o grămadă de chestii și aici, pe care o să le deblochez cu siguranță. Și o să le și deschid, adică uitați-vă și voi aici. Deja am ajuns la nivelul 17. Și o să fac tot pesul, după care o să mai deschid o grămadă și o grămadă de chestii. Cam acesta a fost episodul cu dinașilor. Sper că v-a plăcut, să nu uitați să rupeți butonașul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările. Iar noi ne reauzim ca de fiecare dată pe următoarele episoade. Pa, pa!